Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. În conformitate cu prevederea articolului 133, alineatul 1, articolul 134, litera A și articolul 196, alineatul 1, litera B, în ordonanță de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință publică ordinară în data de 31 octombrie 2019, orele 13 la sediul primăriei Comunei Bucium, biroul primarului. Proiectul de ordine de zi este următorul. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică pe raza Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcție și organigrame pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 5 diverse. Doamna președinte. Mulțumesc, domnul deputat. Da. Supunem la vot ordinea de zi a proiectului de hotărâre de astăzi, din 31.10.2019. Cine este pentru? Împotriva, abține, s-a votat până la unanimitate, sau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul. A, nu, trebuie să votăm proiectul procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva, abține, s-a votat până la unanimitate, domnul primar pentru a ne expune punctul numărul 1 după ordinea de zi. Ordinea de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Bucium, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, având în vedere apariția ordonanței de urgență numărul 57 din 0507-2019 privind codul administrativ care reglementează activitatea autorităților administrației publice și care abrogă în mare parte legea administrației publice locale numărul 215/2001 și în totalitate legea numărul 390/2004 privind statutul aleșilor locali, este nevoie de un nou regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local Bucium. Articolul 631 din codul administrativ prevede că în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, Consiliul Local are obligația de a-și revizui regulamentele de organizare și funcționare. Pornind la modificările aduse de acest act normativ regulamentului anterior, după care s-a organizat și a funcționat Consiliul Local Bucium, s-a întocmit proiectul prezentat, care cuprinde 13 capitole, respectiv 79 de articole, și în cuprinsul căruia se regăsesc toate aspectele de organizare, funcționare și de statut al consilierilor locale. Pentru consilierile enumerate anterior, propunem dezbatere Consiliului Local al Comunei Bucium proiectul de hotărâre privind aprobarea noului regulament de organizare și funcționare. Domnule președinte, mulțumesc domnul primar, pentru că punctul este comun și la Comisia de Buget și Comisia Juridică. Dau cuvântul doamnei președinte la Comisia Juridică, domnul Moldovean, aveți cuvântul. Mulțumesc. Membrii Comisiei au studiat conținutul regulamentului și au avizat favorabil conținutul acesta. Da, mulțumesc. Doamna președinte la buget, aveți... Da, mulțumesc. Comisia a studiat acest proiect opus și au fost de acord. Mulțumesc. Dacă mai sunt înscriri la cuvânt pe marginea acestui subiect, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abține. S-a votat în unanimitate. Dăm cuvântul domnului primar să ne expună punctul 2 după ordinea de zi. Declarare de modificare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, având în vedere această ordonanță de urgență numărul 57/0507-2019, privind codul administrativ care reglementează activitatea autorităților administrației publice și care abrogă în mare parte legea administrației publice locale, numărul 215/2001 și în totalitate legea numărul 189/1999 privind statutul funcțional public, precum și regulamentele cadru de organizare și funcționare pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual, este nevoie de un nou regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate. Articolul 632 din codul administrativ prevede că în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului cod, Consiliul Local are obligația de a-și revizui regulamentele și de organizare și funcționare. Pornind de la modificările aduse de acest act normativ, regulamentul anterior, după care s-a organizat și a funcționat aparatul de specialitate al primarului Comunei, Bucium s-a întocmit proiectul prezentat care cuprinde două mari capitole, în cuprinsul care se regăsesc toate aspectele de organizare și funcționare pentru compartimentele de specifice. Pentru considerentele enumerate anterior, propun analiza conținutul proiectului, dezbatere și aprobarea noului regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate. Domnule președinte. Mulțumesc, domnul primar.
Tot așa, punctul 2 este comun, ambele comisii. Deci dau cuvântul doamnei președinte la judecat, doamna Fondoveanu. Mulțumesc. Membrii comisiei au studiat conținutul proiectului inițiat de către domnul primar și au acordat aviz favorabil acestuia. Doamna președinte la Comisia de Buget, doamna Lida, aveți cuvântul. Comisia a studiat acest proiect propus și au fost de acord. Mulțumesc. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui subiect, dar nu spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, s-a votat în unanimitate, dar acum domnul primar pentru a ne expune punctul 3 după ordinea de zi. Referat de motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică pe raza Comunei Buce. Doamne și domnule consilieri, violența domestică în România este o problemă socială care afectează viața multor membri ale familiilor, în special femeile și copiii. Violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic, ori între soți sau foști soți, precum și între actualii soți, foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima. Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenței domestice și pentru preîndemnarea unor situații de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor și violenței domestice. Având în vedere adresa numărul 119.299 din 3.10.2019, transmisă de DGASPC Bacău, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de stabilire a componenței echipei mobile în conformitate cu prevederile articolului 1, alineatul 2, 3 și 4 și articolul 3. Ordinul numărul 2525 din 07 a 12 a 2018, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică. Astfel, am venit cu propunerea ca din această echipă să facă parte doamna referent social Tudor Stella Cristina, domnul Pârvu Nicolae și șoferul de la primărie. Transportul acestei echipe în caz de nevoie se va realiza cu mijlocul de transport din dotarea primăriei sau a poliției. În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce privește intervenția de urgență în cazul de violență domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, coordona și sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale și financiare necesare intervenției de urgență. În acest sens, prin hotărârea consiliului local, componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției locale, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, precum și reprezentanți a diferitelor furnizori privați de servicii sociale sau voluntari. Având în vedere numărul mic de persoane care activează în cadrul aparatului propriu și faptul că în structura de poliție locală proprie nu este încadrată nicio persoană, m-am rezumat la propunerile de mai sus. Totodată mai precizez că proiectul de hotărâre cuprinde și o anexă în care au fost cuprinse principale atribuții a echipei mobile. Având în vedere cele menționate mai sus, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică pe raza Comunei Buciu. Domnule președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia de Juridică, domnul Mordoveanu. Numa studierii acestui proiect inițiat de către domnul primar, membrii comisiei au fost de acord cu componența echipei mobile și cu proiectul în sine. Am avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt pe bază în acest subiect, acum se punem la vot. Are cuvântul domnul consilier Mateș, pe marginea acest subiect, să ne expună. Mulțumesc, domnul președinte. Dragii mei, întrucât acest proiect de hotărâre este un proiect foarte important, pe raza comunii noastre. Într-adevăr, m-a surprins acest proiect de hotărâre, pentru că acest proiect este un proiect gândit foarte bine. Echipa mobilă este formată din oameni competenți, prin care pot să-și facă datoria și sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Mateș. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, în afară de vot. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, s-a votat în anumitate. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 4 după ordinea de zi. Referat de motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu. Doamne și domnule consilier, după cum ați fost informați în una de ședințele trecute, noul act normativ care reglementează activitatea autorităților locale și instituțiilor publice aplicabil cu începere de la data de 5 iulie 2019 este codul administrativ. Întrucât legea numărul 215/2001
a fost abrogată, urmează să facem transformări care se impun în toate domeniile, inclusiv în domeniul funcțiilor publice și contractuale. Astfel s-a inițiat proiectul de hotărâre prin care am venit cu propunerea de aprobare a statului de funcții și a organigramei, ținându-se cont de modificările produse ca urmare a intrării în vigoare a codului administrativ. În concret, au fost transformată în denumirea din secretar al comunei în secretar general al comunei, poziția 3 din statutul de funcții. De asemenea, s-a transformat denumirea din consilier clasa 1, gradul profesional de asistent în cadrul biroului buget, contabilitate, venitul în consilier achiziții publice, clasa și gradul rămân aceleași poziția 6 în statul de funcție și un post vacant. Menționez că aceste modificări sunt obligatorii, pentru că în codul administrativ s-a stabilit termen pentru aceste transformări și aprobarea noului stat de funcții și a organigramei care urmează a fi comunicat către Agenția Națională a Funcționarilor Publice București. Având în vedere cele specificate mai sus, consider că sunt îndeplinite condițiile de oportunitate și necesitate, de pentru care propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia Juridică, domnul Oleveanu, aveți cuvântul. Da, membrii Comisiei au studiat proiectul de hotărâre în vizare către domnul Tomar și au fost de acord cu domnul stat de funcție și organigramă, datorită faptului că au fost organizate conform legii și am dat avis favorabil. Mulțumesc. Dacă mai sunt înscrieri la punct pentru acest subiect, trebuie să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere? S-au votat în unanimitate. Deci trecem la diverse. Dacă aveți probleme, sunt înscrieri la punct pentru diverse. Partea cetățenilor. Dacă nu. Dacă nu, încheiem ședința. Domnul președinte. Mulțumim, domnul primar. Vă mulțumim, o zi bună.